Am revenit, vorbeam despre centrarea leilor în această perioadă, apropo de cât de important, de faptul că este foarte important să ne centrăm. Centrarea, aș spune că se face tot pe aceste triunghiuri care au loc pe semne de apă. Pentru nativii leu este foarte multă forță aici. Este o zonă care în mod special li se adresează nativilor leu. Devine importantă liniștea domestică într-un mod deosebit, stabilitatea materială, deși leul nu este subjugat pentru că este o zodie solară materialității, dar acest Saturn și Neptun pe casa Scorpionului îi fac pe nativii leu să-și dorească mai mult decât altă dată stabilitate. Acest Marte, care paradoxal vine de pe casa a 12-a, care este, da, casa credinței, dar Marte o agresează, n-are ce să caute planeta războiului pe casa liniștii sufletești și a credinței și a echilibrului. Și atunci, pornind de la niște conflicte care se declanșează în această perioadă, nativii leu își găsesc liniștea pe fondul neliniștii. Iată un paradox, pentru că astrologia are la bază mult zona aceasta de paradox. Deci, într-o neliniște, leii, mai ales cei care au și preocupări pe zona aceasta, își găsesc liniștea, pornind de la neliniște. Care este zona care vă agresează cel mai mult? Se duc lupte, lupte esențiale în această perioadă și toate semnele zodiacale trebuie să identifice ce tip de luptă duci tu în primul și în primul rând. De exemplu, poți să duci o luptă în plan paranormal, adică te lupți direct cu zona nevăzută. Da, da. Ajuți oameni, nu știu, faci un fel de chirurgie energetică. Alții se luptă să câștige mai mult, dar după o luptă în zona asta, să spunem, au pierderea sporului, au avut situații de cumpănă materială și acum se luptă să-și recapete sporul material. Alții se luptă să întrețină o familie sau să mențină echilibrul într-o relație și așa mai departe. Sau să se înțeleagă bine cu membrii familiei. Deci trebuie să identificăm lupta principală pe care o ducem leii, trebuie să mai accepte un tip de luptă, ei fiind solar, ca toate semnele de foc. Nativii leu nu sunt deloc confortabili cu rupturile care au loc, trierile prietenilor, ruperile relaționale de rit, adică prieteni care sau oameni din jurul lor cu care s-au simțit foarte bine și dintr-o dată acei oameni nu mai există în viața lor pentru că, nu știu, au făcut diverse greșeli sau exclus și așa mai departe. Și acest tip de tulburare este o luptă pe care nativul le o duce în această perioadă. Deci trebuie să înțeleagă lecția detașării. Acest Marte pe casa a 12-a îi arată toate elementele dizoneste, neoneste. Pot fi oameni la care le țin foarte mult, dar care trebuie eliminați pentru că li se arată cu acest Marte pe casa a 12-a, se activează aceste dușmănii secrete, cum spunem noi. Așa este. Pentru nativii leu, lecția cea mai importantă este aceea depășirii acestor dezamăgiri, pentru că aici vorbim de niște dezamăgiri. Leul este generos, este nobil, nu înțelege structural cum este posibil ca un om să fie josnic, cum să aibă doar interese mărunte, lipsite de relevanță până la urmă. Poate înțelege un interes major, da? O luptă pentru o cauză mare, dar nu va putea să înțeleagă niciodată lucrurile mărunte și mizerabile cumva ale vieții obișnuite. Dar se lovește de ele perioada aceasta, da? Și nu numai perioada aceasta, și înainte a avut niște experiențe foarte traumatice din punctul acesta de vedere, din nefericire. Și atunci cumva a căutat și caută în continuare această recentrare prin două linii care de fapt sunt convergente, prin relația cu prietenii adevărați care au rămas, care devin mult mai prețioși decât până acum. Da? De ce? Pentru că au fost testați. Și au trecut testul acesta al vicisitudinilor vieții și apoi iarăși prin orientarea spre lucrurile cu adevărat relevante, spre spiritualitate, spre generozitate spirituală de acum. Mergem mai departe, pentru nativii fecioară devine foarte stringent identificarea tuturor măștilor celor din jur. Vom vedea mulți nativi fecioară care își doresc din suflet să identifice ce hram poartă persoanele față de care au un anumit atașament sau față de care au sentimente.
Dacă ar fi să identificăm modul în care interacționăm în fiecare zi, dar asta nici chiar astrologii nu o fac, cum interacționăm zilnic cu planetele și ce planetă ar primi, influența cărei planete ar primi locul întâi pe podium și ce planete ar rămâne puțin, ar primi niște note în sensul că nu interacționăm noi corect cu ele, ar fi foarte util să facem acest lucru, pentru că, spre exemplu, într-o zi tu poți să folosești energia lunară foarte corect, adică emoțional să te simți împlinit. Toate persoanele cu care ai intrat într-o formă de conexiune emoțională, cu toate persoanele ai realizat o conexiune emoțională corectă. Sunt zile în care, de exemplu, planeta Marte este planeta care te agresează cel mai mult. Ea nu va fi pusă pe acel podium pentru că ai avut multă agresiune, adică multă agitație, multă agresivitate, persoane cu care ai intrat în conflict și așa mai departe. De exemplu, ar fi interesant că la sfârșitul fiecărei zile există această noțiune, chiar mă gândeam zilele acestea ce interesant ar fi, apropo de faptul că tot se vehiculează ideea acestui jurnal, de fapt vorbim despre jurnal spiritual, nu așa cum se purta până acum, jurnal în care să-ți treci toate evenimentele de peste zi, dar dacă ar fi să ținem un jurnal spiritual, ar fi și mai interesant, pentru că chiar am putea să aflăm lucruri despre noi. Așa, de exemplu, acum dacă stau să mă gândesc ce evenimente importante am avut acum 10 zile și ce am înțeles, care a fost mesajul zilei, care a fost cea mai mare agresiune, chiar nu mi-aduc aminte. Deși mă ocup cu ce mă ocup, tot nu identific foarte clar. Pe când dacă îți notezi, ai altă structură a organizării. Și apropo de faptul că spuneam, fecioarele sunt foarte organizate pe zona legată de concret, le recomand un jurnal spiritual, le recomand pentru că zona cealaltă este foarte bine structurată, zona în care ele știu exact ce greșeli fac cei din jur, cum se poziționează sau chiar și ei cum se poziționează față de alții, ce au de câștigat, ce n-au de câștigat, cum este organizată casa, cum este organizată, cum sunt organizate actele, cum sunt organizate diplomele și orice formă de organizare concretă este foarte bine pusă la punct. Rar am întâlnit nativ fecioară care să fie dezorganizat sau haotic. Ei sunt chiar premianți în zona aceasta. Dar, repet, pe ce aspecte avem cu Saturn și Neptun în semnul peștilor, în semn opus, li se recomandă și această organizare spirituală, adică să știe exact ce prieteni pot fi catalogați ca fiind cu adevărat sufletiști și onești față de noi. Și aici iarăși e cu dus și întors ceea ce spun, pentru că nu neapărat amabilitatea este cea care validează o persoană ca fiindu-ți aproape sufletește și așa mai departe. Deci fecioarele au puțin de lucru la zona aceasta. Așa este. Nativii fecioară acum, sigur că se confruntă odată cu... Adică să identifice, am cer scuze, lucrurile, să identifice corect, asta vreau să spun, prietenii, oamenii care sunt în viața lor, sunt politicoși, sunt amabili, dar nu neapărat sunt în situații de viață și de moarte, și cei care efectiv trebuie eliminați. Aici, asta și voiam să spun, ar trebui făcut o analiză pe două paliere. Sunt două categorii de nativ fecioară, cei cu un cerc relațional relativ restrâns, care se învârt poate în jurul a 50, maxim 50 de persoane care contează ca relaționare quasi cotidiană. Și sunt ceilalți care... 50? Nu, relaționare. Un profesor interacționează cu mai mult, care are elevi. Da? De exemplu, dau un exemplu. Sau un doctor care are pacienți. Pe parcursul unei luni, deci cei care interacționează, să zicem, de mai mult de 3 ori într-o lună cu 50 de persoane, din punctul meu de vedere, sunt persoane foarte izolate aproape, că am putea spune. Pe lună, nu pe zi. N-am precizat eu, mea culpa. Și sunt cei care relaționează pe parcursul unei luni cu 5.000 de oameni. Deci care nu este un ordine mărime între ei, sunt două ordine de mărime. Problemele cele mai mari și pe care le-ai descris, le au cei care relaționează cu 5.000 de persoane pe lună. De ce? Pentru că aici, această cantitate vorbește și de ambițiile lor și de dorințele lor. Deci sunt fecioare care și-au găsit un echilibru, cele care relaționează cu 50 de oameni pe lună, și sunt cei care nu și-au găsit echilibru, care vor mult mai mult de la ei și de la ceilalți, de la viață, doresc o împlinire mare, doresc o relevanță socială. Cei care sunt la nivelul de 5.000 pe lună, e bine, acolo este lupta cea mare pentru... Mergem mai departe, îmi cer scuze, vă trebuie puțin, pentru că trebuie să ne încadrăm pentru toate zodiile. Pentru nativii balanță, este foarte interesant să vedem, pentru că noi nu putem să scăpăm și nici nu este aceasta ideea astrologiei sau ideea spiritualului,
de lucrurile care ne reprezintă, așa cum leul nu trebuie să scape de strălucirea aceea solară care este specifică, sau peștii de compasiune, sau taurul de talentul de a pune lucrurile în ordine la nivel concret, așa nici nativii balanță nu trebuie să scape de zona venusiană, de artă, de armonie, de simțul frumosului, simțul esteticului, doar că nu trebuie folosită într-un sens, să nu-i spunem narcisist, dar într-un sens care să se ducă către doar propria persoană, ci trebuie să bucure inimile celorlalți, așa cum și o zodie, cum ar fi axa Taur-Scorpion, îi stăpânesc foarte bine concretul. Nu trebuie folosită doar în ideea de a-și face ei, cum se spune, de a-și asigura un trai foarte bun, ci să organizeze și alte persoane cărora să le, asta este stadiul superior al zodiei, să-ți folosești talentul organizatoric sau talentul de a face bani sau de a fi concret, dar ajutându-i și pe cei mai puțin norocoși. De exemplu, dacă un nativ Taur sau un nativ Scorpion își folosesc acest talent mercantil sau al concretului în a-i ajuta pe ceilalți, îi o duc la un nivel superior. Deci nu trebuie să scape de veleitățile acestea. Așa și un nativ balanță venusian, el nu trebuie foarte mult să spune, da, ești venusian, ești narcisist sau ești preocupat prea mult de propria persoană. Da, există o notă, toate zodiile au și partea de dus în extrem sau de oarecare folosirea acestor caracteristici care pot duce către un oarecare defect, dar dacă vor folosi în această perioadă, cum Venus atât de frumos poziționa zilele acestea pe casa 12-a, pe casa a doua, îmi cer scuze, dacă vor duce potențialul acesta dublu venusian cu Venus, Venusul lor caracteristic pe casa a doua pentru ei, într-o zonă în care să facă cadouri cuiva, să ajute pe cineva să-și decoreze casa, să nu știu, să vină cu un sfat sau să-i ofere armonie, de exemplu, că Venus se referă și la armonie energetică sau sufletească, nu numai la obiecte de decor, și să bucure sufletul cuiva prin accesul la această armonie pe care o stăpânesc foarte bine. De exemplu, îi sună o persoană nervoasă și începe să vorbească, să se descarce, să se văicărească. Nativul balanță să facă în așa fel încât să liniștească prin armonia venusiană specifică sufletul acelei persoane. Deja ne-am dus pe octava superioară, cea care este cea corectă cu adevărat. Și care este cea mai importantă. Și foarte bine potențat acum acest Venus, spuneam. Dorința, capacitatea de armonizare este foarte puternică pentru nativii balanță în perioada asta. Ei chiar pot și reușesc să creeze, aș zice, sunt situații sau ambienturi pe care ei le realizează ca niște, pe niște opere de artă. Da? Sunt efemere, într-adevăr, dar nu înseamnă că nu sunt minunate. Da? Deci ei reușesc să ofere celor din jurul lor și celor din jurul lor aceste opere de artă care sunt fragmentare ca timp, sunt scurte, dar care generează o mare mulțumire interioară. Pentru că echilibrează și aspectul și de dăruire estetică, care este rar în zilele noastre, să fim sinceri, le oferă posibilitatea să depășească cele mai grave probleme cu care se confruntă. Nu sunt multe probleme, din fericire. Mergem mai departe pentru nativii Scorpion. Spuneam că aici avem Venus, foarte bine aspectat, chiar dacă este în exil în Scorpion. Scorpionii au șansa deosebită zilele acestea de a reface structura relațională, de a avea concret realizări și realizări financiare și sociale și profesionale alături de persoane care sunt consistente și ele din acest punct de vedere. Deci reușita este foarte semnificativă pentru nativii Scorpion pe acest palier socio-profesional-financiar. Rămâne un soare destul de auster, aș spune eu, el este oricum în cădere în semnul balanței și este și tensionat cu acest Marte și el la rândul lui într-o disarmonie în rac. Deci pentru nativii Scorpion nu ne găsim acum pe cel mai puternic potențial ca și vitalitate, cu un soare atât de devitalizat și pe casa 12-a pentru ei. Ca atare, nu vă lăsați induși în eroare de faptul că s-ar putea să aveți momente în care vă simțiți mai triști, mai, nu știu, există o distorsiune, dacă vreți, din punct de vedere energetic. Încercați pe undeva să vă găsiți echilibrul făcând acele lucruri care vin cu un plus, adică un puseu chiar de energie, pentru că nativii Scorpion trebuie să aibă acest puseu energetic, ei trebuie să vadă. Mă simt puțin devitalizat din asta, n-am chef de nimic, nu am energie să fac nimic. Faceți ceva puțin mai vulcanic, nu știu, stați în natură, alergați, ascultați muzică
trebuie să faceți ceva care să aducă o vitalitate în plus. Este un efort suplimentar pe care trebuie să-l facă nativii Scorpion, pentru că este foarte devitalizat acest soare, și soarele pe casa 12-a pentru nativii Scorpion, oricum ei nu sunt foarte prieteni cu soarele, cu zodia leului, și atunci trebuie să facem acest efort în plus. S-ar putea să fie nevoie să vă conectați cu persoane care ele în sine sunt mai pozitive, mai optimiste, mai nonșalante, mai chiar jumanfișiste pe undeva, pentru că și Jupiter ca și guvernator de săgetători, și Marte, și Soarele, deci și berbecii, și leii, și săgetătorii sau cei cu tipar de la aceste zodii vin cu potențial de vitalitate. Deci au nevoie de semne de foc, aș spune, nativii Scorpioni în această perioadă. Așa este, exact asta vreau să și spun. Nativii Scorpion, acum, dacă tot e o posibilitate de a restaura relații, de a elimina blocaje din partea relațională. N-am folosit niciodată cuvântul restaurare relații, dar e foarte interesant. Se restaurează, da. Așa, adică se redă strălucirea inițială, da? Frumusețea originală a lucrurilor și a relațiilor, iată în acest caz și a relațiilor. Ei bine, această restaurare a celor cu care se află în relații adevărate îi ajută, deci este calea cea mai simplă ca să scape de vitalizarea de care făceai vorbire, pentru că se elimină oarecum și tensiunile generate de o nemulțumire, așa, uite, cu tare, o persoană deosebită, n-am mai vorbit sau ne-am despărțit ultima dată cu o mică ceartă sau cu o neînțelegere. Ia să dau eu un telefon, ia să spun ceva drăguț și lucrurile își revin pe matca lor firească. Deci, ceea ce e dificil pentru Scorpion ca atare, dacă stăm să ne gândim cum este el în mod obișnuit, dar el face un efort. Deci, aceste relații care sunt resetate, repornite, aduse, îl hrănesc. Deci, el face un mic efort și primește foarte mult. Adică primește puțin, dar în același timp foarte mult. Asta e important pentru nativul Scorpion în perioada aceasta. Mergem mai departe, să vedem acum pentru nativii săgetător. Foarte frumos aspectul pe care Jupiter îl face cu Soarele. Spuneam, un Jupiter în Gemeni cu Soarele acesta în semnul Balanței, ca atare nativii săgetător primesc o răsplată, sunt recompensați în această perioadă prin întâlnirea unor persoane foarte echilibrate, persoane care chiar vin să restaureze, apropo de restaurat, să restaureze echilibrul nativilor săgetător. Poate chiar acolo unde există o problemă, încercați să identificați genul de persoană, pentru că există și o energetică a interacțiunilor. Spre exemplu, dacă noi avem un anumit tip de problemă, există un anumit tip de persoană cu care putem interacționa și care poate restabili echilibrul în zona respectivă. Există și acea sincronicitate despre care vorbeam în această perioadă, care se manifestă, deci observați semnele, încercați să citiți semnele sau să analizați visele. Săgetătorii devin destul de interesați de zona aceasta, de ei nu sunt neapărat, nu se exprimă atât de vulcanic, deși sunt semn de foc, precum leii sau precum berbecii, sunt puțin mai rafinați în exprimarea aceasta a lucrurilor, mai atenți, să spunem așa, dar ei observă lucrurile, sunt aproape cei mai fini observatori. Dacă fecioarele, dacă nativii fecioară sunt foarte analitice și au zona aceasta de, nu neapărat criticist, de etichetare foarte dezvoltată și le este și utilă, de exemplu, nativii fecioară, de exemplu, pentru un semn de foc este foarte util să aibă un nativ fecioară sau cu exces de energie mercuriană în jur, pentru că îi ajută. Semnele de foc sunt foarte exuberante și ele, orice persoană pe care o cunosc, dacă le cântă în strună sau mă rog, știe să fie politicoasă și să fie amabilă și să le facă complimentele, pot fi foarte ușor seduse energetic de acea persoană, adică în sensul de a le face plăcere să stea în prezența acestei persoane. Pe când un semn analitic, criticist, foarte, foarte bine ar fi ca un semn de foc să aibă prieteni din semne de pământ, pentru că îi echilibrează, le spune. Chiar dacă pe moment îi se pare unui nativ leu, spre exemplu, sau un nativ săgetător, nedrept să-ți spună un criticist, nu te entuziasma atât de mult cu această persoană, poate nu este chiar așa cum pare, poate are un interes sau nu prea îți convine pe moment, dar după aceea s-ar putea să-i dai dreptate. Da. Chiar și semnele de apă sunt mult mai atente decât semnele de foc. Semnele de foc, am tot spus, și berbecii, și leii, și săgetătorii au un grad de credulitate. Degeaba după aceea tot
de foc sunt când se enervează. Da, da, e ușor. Egomasajul e foarte eficient pentru semnele de foc. Cine vrea să-i manipuleze are câteva butoane de apăsat doar. Doar. Așa, nu e greu, nu e frumos ce am zis, dar e adevărat, din nefericire sau din fericire, nu mi-este clar. Asta face frumusețea și farmecul zodiilor de foc, inclusiv ale săgetătorului, dacă vorbim acum, care poate fi și el ușor manipulat pentru că are dorințe foarte intense. Da, exact. Și continuă și acum să aibă dorințe foarte intense. Ar trebui să fie foarte atent ce își dorește, da? Ar trebui să-și pondereze cu înțelepciune dorințele. Toți ar trebui să ne le ponderăm cu înțelepciune dorințele, dar nativul săgetător mai mult decât alții, pentru că având și beneficiind și de niște reușite în plan material, ușor le poate pierde dacă nu este atent la ceea ce crede că vrea. Deci aici problema pentru săgetător este ceea ce crede el că vrea, dar s-ar putea să nu-i facă bine. Această credință că vreau cu tare lucru, dacă e gotică, dacă acea dorință este gotică, îl poate duce la distrugere perioada aceasta. Mergem mai departe, pentru nativii Capricorn urmează o perioadă cu adevărat paranormală și apropo de ideea de avatar, pentru că tot vorbim și ne uităm la filme care sunt foarte interesante pe zona aceasta, Capricornii trebuie să identifice toate acele persoane cu care interacționează și fiecare în parte, deci toate interacțiunile cu acest Pluto acum aflat pe ultimul grad în semnul lor, poartă un mic avatar din ei. Adică te întâlnești, să spunem, la prânz cu un om de afaceri, ca și nativ Capricorn, și el te enervează foarte rău, nu știu, făcând ceva ce pe tine te agresează direct. Da, el este un mic avatar al tău, adică vorbește despre un defect de care tu trebuie să scapi. Pur și simplu, nu trebuie să mai împătimești, nu trebuie să iei în seamă. Te-a provocat, nu știu, a fost obraznic sau a fost prea, nu știu, insistent într-o zonă în care tu nu ai fi vrut să marșezi. Este clar că poartă o sămânță, un sâmbure. Deci el a provocat ceva care oricum exista și în nativul Capricorn. Deci Capricornii trebuie să identifice aproape toate interacțiunile de peste zi, sigur, mai semnificative, și să încerce să vadă. Fie dacă cineva le aduce un plus de bucurie și o senzație foarte plăcută, să facă în așa fel încât să-și țină cât mai aproape aceste persoane. Oricum devine din ce în ce mai rar să te relaxezi în prezența celorlalți. Nu prea mai avem voie, oricum, asta în general vorbind, să-i agresăm pe cei din jur. Trebuie singur să lucrăm și să luptăm, să ne corectăm. Nu mai poate nimeni să rezolve problemele altcuiva. Am mai spus lucrul acesta pentru că acest Neptun este atât de dur încât nu fiecare are o ecuație atât de dificil de rezolvat încât nu mai poate să aibă energie să rezolve problemele celuilalt. Nu este rea voință, este... Cu excepția peștilor care sunt disponibili oricând. Vorbiți în cauză. Vorbesc despre mine, da. Într-adevăr, Capricornul care acum este efectiv un erou al vremurilor noastre, mai muncitor ca oricând, mai organizat, capabil să preia din problemele celor din jur, să încerce să se sacrifice pentru oamenii la care ține. Deci el acum chiar în stare să se sacrifice, să treacă de niște blocaje pe care le avea doar din iubire față de ceilalți. Este un exemplu minunat pe care îl oferă nativul Capricorn perioada aceasta. Și, de fapt, aceasta este și modalitatea prin care el reușește să își depășească aceste limitări despre care vorbește și pe care, într-adevăr, cu ușurință le poate identifica în această tipologie de avataruri ale celor din jur, prin care mai ușor își poate identifica propriile probleme. Exact cum am zis, soluția pentru el este să dăruiască, să încerce să se schimbe pentru cei la care ține cu adevărat și pe care iubește. Ar putea fi o provocare această quadratură Marte-Soare. Ele ambele sunt guvernatoare de semne de foc și sunt prinse în quadratură și ambele sunt acum în domicilii în care sunt în detriment, adică nu se simt confortabil nici Soarele în Balanță, nici Marte în Rac. Și atunci, pentru nativii Capricorn, care au acest Marte acum în semnul opus, în semnul Racului, ar putea fi un conflict care îi
provoacă destul de frontal, adică s-ar putea să existe un conflict zilele acestea, el se cere identificat, le vor fi alături persoane de calitate, tot așa, acest Venus este pe casa 11-a, pentru ei pe casa vărsătorului, Saturn este pe casa a treia, pe casa prietenilor, deci prietenii susțin foarte puternic în această perioadă, dar conflictul, după părerea mea, are totuși un potențial, deci ei trebuie să vadă ce anume îi deranjează cel mai rău. În momentul în care identificăm în această perioadă, pentru că acesta este un alt aspect, identificăm ceva care ne provoacă consistent, trebuie urgent să facem ceva. Nu mai este vremea în care putem să spunem lasă, că poate la anul nu o să mai fie genul acesta de agresiune. Așa, așa. Și nici nu este un moment în care să spui da, cât mai durează quadratura aceasta? Nu, quadraturile și toate aspectele negative, nefaste, să spunem așa, într-o temă, ele nu durează, nu trebuie să urmărim după ce, să vedem cât mai durează și după aceea, nu, ele, de exemplu, poate să mai stau o quadratură 5 zile, dar dacă tu nu iei înțeles mesajul, tu poți să rămâi cu ea pe viață. Vorba vine cu acel gen de conflict. Deci, important este ca atunci când există aspecte mai problematice pe cer, noi să încercăm să le rezolvăm și potențialul lor de rezolvare este foarte mare atâta vreme cât ele sunt pe cer, în potențial, cum se spune. Deci, pentru nativii Capricorn trebuie identificată zona de conflict și trebuie să lucrați frontal. Deci, acum conflictul vi se adresează frontal. Deci, ceea ce îl deranjează pe Capricorn acum nu este cum este, de exemplu, pentru Leu, cu Marte pe casa 12-a, ceva ascuns, ceva. Oricum pe le enervează lucrurile ascunse, dar pentru nativii Capricorn nu este atât de neplăcut dacă este ceva ascuns. Ei au și o notă de mister, precum da, și scorpionii. Îi enervează mai rău dacă este exact invers decât este la Leu. Pe lei enervează dacă este ascuns și misterios. Pe Capricorn îi deranjează dacă este ceva direct, adică prea deschis, manifestat. Revenim după publicitate. Am revenit. Să vedem acum pentru nativii vărsător Lucrețiu, dar o concluzie totuși pentru Capricorn. Este foarte importantă, spuneam, identificarea acestui conflict direct, da, de Marte în semn opus. Ce vă agresează direct, frontal? Nu știu, poate fi vorba despre o ceartă, o persoană care este puțin mai, nu știu, ostentativă față de nativul Capricorn, cineva cu care are loc un conflict de interese, să spunem, poate fi și așa ceva, competiție, întrecere, poate fi o formă de competiție, poate fi o formă de întrecere, Marte vorbește și despre acest aspect. Ar fi interesant să identificăm fiecare planetă precum o energie care se manifestă și într-o formă fizică, pentru că ne-ar fi mult mai ușor să înțelegem care este zona noastră de conflict. Una este să spune persoane ai quadratură Marte-Pluto, să spunem, deci ești conflictual, și alta este el să înțeleagă din ce zodie, din ce casă vine Marte și potențialul de conflict de la zodiile respective. Spre exemplu, dacă ai avea un Marte în Leu, să spunem, în casa Scorpionului, să înțelegi că tu ai potențial de conflict, exact să-ți imaginezi un Leu care este în manifestarea lui și atacă, și în casa Scorpionului un Scorpion care, sigur că, dar știm foarte bine care este specificul și pericolul pe care îl poate manifesta un Scorpion, da? Și să-ți dai seama că în momentul în care ești foarte nervos, poți să îți imaginezi doar un Leu furios și un Scorpion periculos. Și atunci îți dai seama mult mai ușor dacă identifici precum niște imagini clare cu niște animale sau cu niște tipuri de energie care chiar se manifestă, să-ți dai seama de potențialul tău distructiv, decât dacă vorbim așa teoretic, că Marte cu Pluto și Marte cu Venus. E foarte interesant să faci acest exercițiu. Noi trebuie să înțelegem că de asta se și zice, crezi precum în cer, așa și pe pământ. Deci trebuie să înțelegem că e un adevăr care are multe forme concrete de manifestare, precum în cer, așa și pe pământ. Formele simbolice ale zodiilor, simbolice ca universului, da, nu sunt întâmplătoare. Da? Și atunci este într-adevăr posibil ca să concretizăm problemele cu care ne confruntăm și în modul acesta, și ne ajută foarte mult,
s-a făcut pentru țări, diferite tipuri de soldați, de militari, de ofițeri din fiecare țară în formă animală. Cu specificul fiecăruia, cred că s-ar putea face și pentru fiecare zodie în parte. Și mai mult decât atât, foarte interesant, chiar data viitoare vom discuta în mod special despre acest aspect. În funcție de tema unei zile, putem vorbi despre un trigger al zilei respective pentru fiecare zodie în parte. De exemplu, triggerul, să spunem așa, pentru semnul Capricornului acum, și imediat mergem la Vărsător, ar fi faptul că Saturn, care este guvernatorul lor, triggerul, și din punct de vedere astrologic ne referim la zodia care îi potențează cel mai mult și care îi trage, ajută să eleveze și să se ridice energetic, este Saturn pentru Capricorn, pentru că el face aspecte superbe cu Marte și cu Venus. Deci triggerul este chiar guvernatorul lor zilele acestea, deci pot să se bazeze pe tot ceea ce au construit la nivel relațional, vor fi ajutați de oameni pe care îi știu din copilărie sau din tinerețe, de persoane pe care le-au ajutat la rândul lor și care le întorc acum favorurile și așa mai departe. Mergem mai departe, pentru nativii Vărsător, pentru că vorbeam despre acest trigger, să spunem așa, pentru nativii Vărsător și pentru ei aș spune că putem vorbi despre acest trigger tot pe zona saturniană, tot pe acest coguvernator Saturn al Vărsătorului, care este atât de frumos aspectat și care se găsește pe o casă de pământ pentru Vărsător, pe casa Taurului, în semnul peștilor, dar pe casa Taurului. Deci pentru nativii Vărsători este foarte important să identifice structura la care i-au muncit și pe care au construit-o în timp. Timpul este foarte important. Duceți-vă pe zona, adică este un exercițiu simplu, zona în care ați muncit cel mai mult. Să spunem de 10 ani lucrați la un proiect sau de 5 ani lucrați la o casă sau de 7 ani nu știu ce activitate au. Deci zona care are în spate proba timpului, care are cel mai mare potențial ca și durabilitate, ca și muncă, ca și efort susținut, este zona care o să vă aducă în această perioadă pe trigger Saturn, o să vă aducă cel mai mare grad de mulțumire, adică satisfacția, beneficiile, tot ce ține de bonus, de această, nu știu, recunoaștere, să spunem așa. Iar zonele care, sigur că da, au fost mai superficial tratate, nu vă enervați. Dacă, spre exemplu, doar de 3 luni, nu știu, ați început să faceți sport și poate nu sunteți atât de mulțumiți de rezultate, nu trebuie să ne enervăm, pentru că este o zonă care nu îl are pe Saturn ca și focar. Da? Deci nu este o zonă în care a muncit 10 ani, pentru că sigur că da, și munca contează. De câte ori admirați o persoană în mod deosebit pentru o calitate, nu știu, să spunem, vezi o persoană, bărbat sau femeie, care arată impecabil. Se vede că este multă muncă în spatele acelei persoane. Face sport susținut, nu știu, o balerină, să spunem. Păi, muncește 10 ore pe zi, face sport, o balerină. Normal că arată impecabil. Și atunci, în spatele unui lucru pe care noi îl admirăm, este multă muncă. Sau un om cult. Păi, în spatele acelei culturi, cu toții poate ne-am dorit să avem cunoaștere pe toate zonele. Adică acum să te întrebe cineva, nu știu, orice din istorie și tu să știi. Sigur că este foarte plăcut, dar este foarte multă muncă în spatele unui om pe care orice îl întrebi, el să cam știe răspunsul. Sunt niște vești de ani. Exact, niște zeci de ani. Da. În cazul nativului Vărsător, eu cred că noi vorbim despre autenticitate. La modul evident, nativul Vărsător, acolo unde el are acești zeci de ani de muncă sau partea covârșitoare de muncă a vieții lui, că pot să fie și tineri aici, care n-au trăit ei săracii zeci de ani încă. Deci acolo unde este zona de autenticitate, acolo unde este efortul principal depus pe parcursul vieții nativului Vărsător, vreau să zic că succesele lor sunt aproape imbatabile, instopabile. Deci nu pot fi stopate, nu pot fi oprite. Acolo însă, unde de fapt este mâna a doua sau a treia de efort, lucrurile nu stau așa. Fără a fi garantat eșecul, nu este nici de cum garantat succesul. Deci cine crede că dacă dintr-un parcurs de viață de 100 de ani spirituali, 90 a consacrat unui subiect și 10 altuia, să nu se aștepte la rezultate notabile pe partea cu 10 ani.
Și asta îi generează tuturor nativilor care își desfășoară activitatea acolo unde nu este zona lor de autenticitate, ar trebui să le vină de la bunul Dumnezeu lumină să-și dea seama că greșesc și să nu se aștepte la rezultate. Să nu se aștepte. Adică sinceritatea de care vorbeam la începutul emisiunii și pe care ai descris-o foarte bine, autenticitatea aceasta, îi învață, trebuie să învețe pe acești nativi vărsători că dacă nu este sufletul lor acolo, nu vor fi nici rezultatele. Și dacă le-ar obține, ele nu vor fi niște rezultate meritate. Și nu vor aduce maximum de plus valoare pe care ei sunt în stare să-l aducă. Va fi un aspect de neautenticitate. Deci eu personal cred că, și numai eu, cred că toți cei care se regăsesc în această structură, mai ales vărsătorii, dar toți, trebuie să înțeleagă faptul ăsta. Deci nu trebuie să ții neapărat să strălucești în domeniul modei dacă talentul tău este să scrii poezii. Mergem mai departe pentru nativii pești. Triggerul despre care vorbeam este chiar guvernatorul dumneavoastră, este chiar Neptun. Neptun foarte bine aspectat cu Pluto, care și el se află într-o poziție cheie. Întotdeauna urmărim și aspectele astrale pe care le face o planetă, nu doar zona de domiciliu, să spunem. Cu acest Pluto sextil aflat pe ultimul grad în semnul Capricornului și cu Uranus pe ultimele grade în Taur. Ca atare, aceste superbe sextile pe care Neptun le face cu Pluto și cu Uranus dau forță și mai mare lui Neptun, aflat pentru prima dată după 165 de ani, din 2012, în acest semn. Sunt privilegiați, aș spune. Peștii au acces la cunoaștere, au acces la, în primul rând, la cunoașterea propriei persoane, a structurii lor, a ADN-ului, a lucrurilor. Vom vedea foarte puțin pești în această perioadă care mai fac lucruri care nu li se potrivesc, să spunem așa, din punct de vedere energetic. Ei pot renunța la proiecte sau la domenii în care s-au implicat o perioadă de timp, pentru că structura energetică nu le mai permite. Pentru că, spre exemplu, acest Neptun impecabil, practic, el este, dacă putem spune despre o planetă că este impecabil aspectată și bine poziționată în semn, este acest Neptun. Bineînțeles, contează și casa personală în care se află pe astrograma, pe tema natală, dar chiar și așa el se găsește într-o poziție privilegiată. Deci pentru pești este foarte important, dumneavoastră deja ați identificat care sunt zonele de confort, care sunt acele zone care vi se potrivesc, care sunt persoanele care vi se potrivesc și cele care trebuie eliminate. Peștii pot părea duri, pot părea tranșanți, pot părea chiar uneori nepoliticoși, dar de fapt este foarte corect ceea ce fac, pentru că aleg să renunțe la lucrurile care nu li se potrivesc. Atunci când spunem în astrologie că ceva nu este onest, nu ne referim neapărat la faptul că cineva, nu știu, ne minte într-un mod voit sau că o persoană ne face rău. Nu, ne referim la oameni care nu au aceeași structură sufletească și energetică cu noi și automat nu este onestitate. Păi dacă, nu știu, ție îți place să, să trăiești în cel mai mare lux și ai un prieten sau o prietenă care este... care preferă să trăiască în natură, automat este un grad de dizonestitate, de onestitate între cele două, pentru că nu se leagă lucrurile aici, nu sunt compatibile, deci nu poți să fii compatibil cu un om care are total alte gusturi decât tine pe toate palierele, așa, pe unele, mă rog, poți să ai gusturi diferite, dar nu pe toate. Așa este, nativii pești se știe că sunt în stare să se înțeleagă cu toate celelalte semne zodiacale la un nivel bazic. Ceea ce este însă, acum nu mai merge doar atât. Ca să, exact cum ai spus, foarte bine ai spus. Da. Nu e onest din partea... Până acum mergea, da. Până acum mergea. Deci, la nivel bazic, un pește se înțelege cu toată lumea. Ei bine, acum nu mai cazul. Deci, de ce? Pentru că el se simte... Riscul este ca nativul pește care menține o relație doar de dragul faptului că vrea să dovedească că da, poți să menții relația asta. Are loc o vampirizare a energiei, pentru că noi în același timp vorbim și de mult mai puțină energie decât până acum. Da, toți suntem devitalizați. Nativul pește este foarte devitalizat și atunci el nu mai poate menține, nu mai poate trăi minciună. Minciuna trebuie să înțelegem faptul că este principalul vector de scurgere a energiei din ființa umană. Deci e o minciună, nu doar că eu spun minciuna azi mâine și poi mâine. Minciuna este poziționarea mea într-un mod care nu este al meu. Deci, iar traiul în adevăr, trăirea în adevăr, așa cum este în ortodoxia noastră și în orice filozofie spirituală, este faptul că eu trăiesc așa cum trebuie să trăiesc. Trebuie să trăiesc într-un mod exemplar. Doar nativii pești care înțeleg lucrul acesta
sunt cu adevărat fericiți perioada asta. De ce? Pentru că, într-adevăr, apa, puterile acestea de apă care se manifestă acum așa de tare și vorbeam încă de săptămâna trecută de treaba asta, dau multă putere, dar o putere care tulbură. Un exercițiu foarte interesant pentru pești în această perioadă, mai avem un trigger pentru dumneavoastră, Venus. Venus se găsește în semn prieten, tot în semn de apă și este foarte... este în potențial, cum spunem noi. Venus este bine aspectat în Scorpion, cu Saturn din semnul dumneavoastră și cu Marte în Rac. Ca atare, acest trigger vorbește despre faptul că aveți o șansă deosebită, fiind în potențial, Venus, să aflați măștile celor din jur. Spre exemplu, peștii mai au un lucru de făcut, ei trebuie să identifice ce se găsește în spatele măștilor celor din jur. Chiar dacă un nativ pește poate să spună, nu, că știu totul despre cei din jurul meu, eu vă contrazic, pentru că perioada are acest potențial, cu siguranță mai avem ceva de deslușit. Cu siguranță mai este ceva și, spre exemplu, sunt foarte multe exerciții pe care le putem face. Adică dacă chiar te gândești așa și vocea aceea interioară lăuntrică îți spune, dacă te gândești la o persoană, nu știu, îți alegi o persoană la întâmplare sau nu neapărat o persoană care este importantă în viața ta sau la adresa căreia ai multe semne de întrebare ca nativ pește, poți să încerci să te gândești cum ai vedea-o dacă ar fi să desenezi o mască, chiar să o desenezi concret, și ai desena, pentru că este foarte important să facem acest exercițiu care pe undeva lucrează cu subconștientul și subconștientul care știe tot, știe și când plecăm de pe lumea aceasta, nu trebuie să conștientizăm, dar se știe, noi ca și suflet așa, subconștient da. Știm la ce boli suntem predispuși, ce greșeli facem, toată unde viața. Suntem toată viața, exact, și în fiecare secundă, putem să facem acest exercițiu pentru că este ceea ce au de făcut, pentru că sunt, repet, planetele acestea pe potențial, să identificați toate măștile persoanelor care au relevanță pentru dumneavoastră. Poate să fie o persoană care, nu știu, pornește la ceea ce... La care nu v-ați gândit până acum. Pornește la ceea ce ziceai mai devreme și ai perfectă dreptate. Peștii care sunt extraordinar de intuitivi și îi simt pe toți cei din jurul lor așa cum sunt, în același timp sunt și idealiști și proiectează, au capacitatea de a proiecta în toți cei din jurul lor partea cea mai frumoasă și minunată din felul de a fi al celuilalt. Deci ei, rar o să vedem nativ pești care o să zică, vai, ăla e un mizerabil. O să zică asta după ce s-a frib rău de tot. Deci până nu s-a frib rău de tot, o să zic că are o parte de lumină dumnezească minunată. Uite cum a ajutat pisicuțul ăla săracul când i-a călcat de mașină și l-a scăpat. Da, dar în același timp se ocupa și cu altele mai negre. Da, pești o să vadă exact partea luminoasă care este prezentă în fiecare dintre noi. Perioada, foarte bine ai sesizat, perioada este una de dezvăluiri, de demascări. Și, într-adevăr, pentru cei cu talent de desen este foarte bine ceea ce zici. Pentru cei care nu au acest talent, pești în general o imaginație în schimb, pur și simplu, dacă se vor concentra suficient gândindu-se mental la o persoană și o să se gândească cum cad măștile, pot să le vadă acelor oameni adevărata față și vor avea revelații nu pentru că nu i-ar fi simțit cum sunt, ci că, pentru că până atunci au proiectat ei asupra celor oameni numai partea lor luminoasă și minunată. Dar e o perioadă foarte dificilă și ei trebuie să afle neapărat cu cine au de-a face. Neapărat. Mulțumesc foarte mult, Lucrețiu. Cam acestea au fost previziunile pentru zilele următoare. Foarte puternică partea de armonie pe care o avem acum pe cer și provocările sunt mai blânde, să spunem așa, zilele acestea, deci putem să ne reculegem și să medităm. Mulțumesc foarte mult, Lucrețiu, ne revedem și sâmbăta următoare. La revedere!